Delegația Consiliului Județean Dâmbovița în raionul Ialoveni din Republica Moldova, a fost condusă de vicepreședintele Consiliului Județean, Cornel Ștefan. Sâmbătă, 27 august, am plin 25 de ani de la independența Republicii Moldova. Am participat acolo în raionul Ialoveni, împreună cu colegii din Consiliul Județean, și a fost pentru noi o deosebită plăcere și onoare. De a fi alături de frații noștri din Republica Moldova. Vineri am fost într-o viză de lucru în Comuna Rușeștii Noi, unde Consiliul în Dâmbovița construiește o grădiniță pentru copiii de acolo. Rușeștii Noi este o localitate cu 6.000 de suflete și sunt peste 700 de copii care ar trebui să beneficieze de această grădiniță. Valoarea totală a proiectului este de 1.200.000 de lei, din care contribuția Consiliului Județean este de 887.000 de lei.